Bine v-am găsit la o nouă prezentare din seria dedicată femeilor laureate ale Premiului Nobel. Astăzi vorbim despre cea de-a doua femeie distinsă cu Premiul Nobel pentru Pace, Jane Addams. S-a născut în data de 6 septembrie 1860 în Cedarville, Illinois, Statele Unite, fiind cel de-al 8-lea din cei 9 copii ai unei familii înstărite. Mama sa a murit când Jane avea 2 ani. Tatăl ei era un morar prosper și un lider politic local pe care Jane l-a iubit foarte mult. La vârsta de 4 ani, a contractat o boală a coloanei vertebrale, care i-a provocat o curbură la nivelul acesteia și probleme de sănătate toată viața. În timpul copilăriei sale, Jane a visat să facă ceva util în lume, să devină medic și să ajute săracii. În 1881, ea a absolvit seminarul de fete Rockford. În următorii ani a studiat medicina, pe care a abandonat-o ulterior din cauza sănătății precare, a călătorit și studiat în Europa, fiind preocupată de obiectivele ei viitoare. În cea de-a doua călătorie în Europa, a vizitat o casă de asistență socială din Londra, dându-și seama că acesta era rolul ei în viață, de a întemeia o asemenea casă și în zona defavorizată a orașului Chicago. Astfel, în 1889, Jane împreună cu prietena sa, Ellen Starr, au închiriat o casă mare și au întemeiat Hull House, care avea scopul ca tinerii privilegiați să ia contact cu viața reală a majorității populației. Primii locuitori acestei case au fost chiar Jane și Ellen. Printre facilitățile pe care le oferea Hull House se numărau cluburi pentru copii, bucătărie publică, galerie de artă, sală de sport, bibliotecă publică, școală de muzică, ce erau puse la dispoziție în mare parte imigranților din cartier, oferindu-le posibilitatea să gândească liber prin intermediul artei, devenind astfel cea mai cunoscută casă din America ce oferea servicii comunitare. În 1905, Jane a fost numită în Consiliul de Educație din Chicago. În 1908 a participat la fondarea Școlii de Civică și Filantropie din Chicago și în anul următor a devenit prima femeie președinte a Conferinței Naționale a Organizațiilor de Caritate. În 1910 a primit prima diplomă onorifică acordată vreodată unei femei de Universitatea Yale. Jane considera că femeile ar trebui să-și facă auzite vocile în legislație și prin urmare ar trebui să aibă dreptul la vot, să genereze aspirații și să caute oportunități pentru a le realiza. A vorbit despre pace în 1913, iar odată cu începerea Primului Război Mondial, Jane a susținut neutralitatea Americii. În 1915, ea a devenit președintele Partidului pentru Pace al Femeilor, precum și președintele Congresului Internațional al Femeilor de la Haga. Până în anul 1929, a fost președintele Ligii Internaționale a Femeilor pentru Pace și Libertate și președinte onorific pentru toată viața. Când Statele Unite s-au alăturat războiului, în 1917, Jane a început să fie puternic criticată și atacată în presă, dar a găsit o ieșire pentru impulsurile sale umanitare, ca asistenta lui Herbert Hoover, oferind alimente femeilor și copiilor națiunilor inamice, despre care a povestit în cartea ei Pace și pâine în timp de război. În 1926, Jane a suferit un atac de cord, după care nu și-a mai revenit niciodată complet, fapt pentru care, în ziua de 10 decembrie 1931, când i s-a acordat Premiul Nobel pentru Pace, ea era internată în spital. Jane a primit premiul alături de Nicholas Murray Butler, un educator și consilier prezidențial, fiind astfel prima femeie din America laureată a prestigiosului premiu, datorită efortului ei neobosit în sprijinul păcii. Astăzi Jane este recunoscută nu numai ca un pionier în domeniul asistenței sociale, ci și ca unul dintre principalii pacifiști ai națiunii. A murit în anul 1935, la vârsta de 74 de ani, iar slujba de înmormântare a avut loc în curtea Hull House.